sub semnul sângelui împreună. Vor trăi împreună cu copiii lor și se vor întoarce. Îi voi aduce înapoi din țara Egiptului. Zaharia, capitolul 10, versetul 9 și versetul 10. Cu câțiva ani în urmă, se desfășura în România o campanie publică a unei televiziuni cu titlul Tu știi ce mai face copilul tău? Fiind vizați în mod special părinții care se aflau departe de copiii lor, o campanie de sensibilizare, de conștientizare. Nu am găsit rapoarte despre efectele produse, însă îmi place să cred că au fost familii care, reconsiderându-și prioritățile, au ales să fie din nou împreună. Mi-a plăcut întotdeauna puterea care se află în spatele acestui împreună. Te provoc la o călătorie în timp pentru a înțelege cât de important este acest concept. E noaptea eliberării. Poporul se pregătește, mielul este sacrificat, ușa stropită cu sânge. Dar la ce bun acest ritual dacă familia nu este la oaltă sub protecția sângelui? Semnul sângelui trebuia pus pe casele lor și trebuia ca ei și familiile lor să se pare de egipteni și să se strângă înăuntru caselor lor. Dacă izraeliții ar fi nesocotit în vreo privință oarecare vreuna din îndrumările primite, dacă ar fi neglijat să separe copiii de egipteni, dacă ar fi junghiat mielul, dar n-ar fi uns stâlpii ușii cu sânge sau dacă vreunul dintre ei ar fi ieșit din casă, n-ar mai fi fost în siguranță. Deseori ne bucurăm doar de ocazii pasagere în care suntem împreună. Nu ne îngrijorează hoinăritul copiilor noștri prin casele egiptenilor atâta timp cât mai trec și pe acasă. Din păcate, ne manifestăm deschiderea și încurajăm asemenea incursiuni. Încurajăm spre muzica lor, spre cărțile lor, spre stilul lor de viață, spre alimentația lor, ba chiar ne mândrim cu realizările lor în țara Egiptului, sperând ca noaptea eliberării să fim din nou împreună. Dacă este un timp când se cere reîntregirea familiei, acest timp este acum. Caută-i pe tinerii și pe copiii din familia ta și din biserica ta, rămâneți împreună sub semnul sângelui. Nu renunța până când nu s-au întors toți, stăruind în rugăciune înaintea Domnului. Mergi după ei prin casele Egiptului și nu te opri până când nu sunteți toți împreună, uniți în așteptarea Lui.